Oftez, nu prea îți face dreptate justiția. Din contra, au anulat un proces verbal întocmit în privința primarului Monteanu și zici că e nevinovat pentru că polițistul a încălcat procedurile. Da, vedeți, e adică Doamne, uftatu, nici de ne ne pierut și ne și lacrimile și şi... o să aibă ieși o răsplată până la urma urmei, nu cad lacrimile mele chiar așa pe iarbă uscată cum cred ei. Da, este vorba despre cazul din 2 noiembrie 2023, atunci când în perioada de degrebare, Munteanu Mihai, primar, persoană cu funcții publică, s-a prezentat la primărie și în Vlaval Bărtieș să pornească și atunci eu l-am surprins video, el în acea zi de 2 noiembrie 2023 și m-a înjurat, m-a jurat, m-a insultat și m-a blintit atunci când eu, într-adevăr, am filmat cum el pornea cazangerie împreună cu Viorel Popa, Aurel Popa. Deci am fost audiați câțiva martori acolo și Sulă Constantin, un elev de-al meu care învăța foarte slab, foarte urât scria. Apropo, i-am mai luat și telefonul odată când, deci când lucram, încă a părut de este micuț și cred că băiatul acum aș scoate pârleala. Și întocmește niște procese verbale de mama focului. Da, e pe deci... conflict de interes, poate, polițistul celălalt. Trebuia înlăturat de la examinarea cauzei. De ce ai acceptat să te, să te judece un fost elev care îți poartă pică? Dar nici nu m-am gândit, până la urmă, urma, el nici nu a făcut studii respective. El s-a dus și a învățat de, la școala de Cum nu făcut studii respective? Nu are studii de drept că trebuie să fii jurist nu, ca să fii polițist. Nu le are, nu le are. Au făcut doar niște cursuri, nu știu ce a făcut acolo. Și deci, iată, la două, am puița în mână. La, două, la 10 noiembrie 2023 el emite o, o încheiere în care spune că e tot normal că potrivit convingerii sale eu ne-am formulat niște convingeri și probele administrate în raport cu circumstanțele constatate, constatate ale cauzei și călăuzindu-se de lege, dar care lege el nici nu o indică că primarul Munteanu Mihai nu nu, nu, a făcut, nu a comis nimic. Deci iată cu încheierea asta din 10 noiembrie, eu m-am dus, în, am contestat-o și instanța, a admis contestația mea în aprilie, dacă nu greșesc. Da, am înțeles de ce a durat atâta. Da, de ce sulă asta au făcut proces verbal fără să indice fapta, o indicat doar articolul din lege, fără să indice probe, martori, ca așa zice judecătoarea sau judecătorul, nu știu cine e magistratul care a examinat. Pe motive de procedură se anulează procesul verbal pentru că nu s-au respectat drepturile contravenientului. Deci, poate că intenționat o făcut-o. Ori chiar, cum zici, neata, e cam analfabet, agramat polițistul. Și mai departe, o comis chestia asta pentru că nu e capabil de mai mult. Și s-a folosit de asta avocatul lui Munteanu, cum Munteanu și nu a venit în proces, și iată s-a anulat un proces verbal care ar trebui să fie, ar fi trebuit să fie valabil. Acum nu știu dacă contești, nu cred că o să accepte curtea de apel. Este, este avocat, eu cred că eu, este avocat, eu cred că vor contesta. avocata va contesta. Eu am aici, i-a scos, fotografiat procesul verbal chiar eu singură, adică mă uit și văd că sunt călcări care eu sunt pedagog deja văzând atâtea procese verbale în ochii mei, mai mă gândesc cu ce trebuie asta, asta scrie. Și aici, la această ședință, când a fost prima dată, nu țin minte pe ce dată a fost, el, sună este Constantin, nici nu s-a prezentat și a solicitat să fie amânată ședința că el e la mare. Deci, I-a respectat această cerință judecătoare, i-a oferit un termen. Nici a doua oară nu, s-a prezentat la ședință și nici nu a spus nimic. Din, din acest motiv eu m-am indignat. De ce? Această cauză o examinează trei polițiști, unul audiază pe X, al treilea pe ăsta, și deci întocmește proces verbal neștiutor cel care el nu știe să scrie, are un scris caragios și în ședință dacă nu este cel care a întocmit procesul verbal, nu sprijin nici cel care l-a întocmit și nici unul dintre cei trei care au, audiat. Deci iată pe aceste fapte, eu m-am plâns din ei numai urate ori, telefonic la IGP, la NSP și iată astăzi, data de 5 august, cei de la NSP se prezintă în teritoriu și m-au sunat dimineață ca eu să fiu la Cahul sau posibil să puteți să rămâneți și în sat, că noi să venim în localitate. La fel se întâmplă și cu, cu, procesele verbale întocmite și lui Cojocari, Natalia, care este angajată al primăriei, agent cadastral, poate se întâmplă și așa cu procesul verbal care este întocmit de mintania care și-a cea mai, agre... și mai agresată. dați seama, primăria Burlacu este o instituție publică, așa? O instituție publică, acolo sunt angajați publici, care agresează direct, înțelegeți? Asta e, e deja, eu zic, nu fac o public și nu o să public toate cele și am să-i să arăt pe toți la, 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 societate ce acțiuni comit ei. Și vedeți cum se întâmplă. Dacă chiar și ea o comis, o zgriet, -o, griponat, o, crem, o o, comis fapta și este constatarea medicului legist, este și în primul și în, și în toate cazurile, dacă polițistul a făcut tot tocmeală o, o, să, să înțelese ei, eu te-o scriu așa, asta ne-l anulez, că eu l-am scris greșit. Păi, tu dacă ești polițist. Trebuie să existe o răspundere prin lege pentru calitatea proceselor verbale întocmite. Dacă ai mai, mai puțin de jumătate valabile, dacă s-a anulat de instanță, sunt, ai reducere la salariu sau să fii scos din funcție. Dar deocamdată, uite, nici în Moldova, nici în România, nu văd ca polițiștii să răspundă pentru faptele lor greșite, pentru aplicarea intenționat greșită a legii și ei fac uz, abuzează de chestia asta. Eu, eu, asta și-am zis. Și atunci când eu solicit avocație, eu le zic, doamne, nu de atât că eu vreau, dar uitați-vă, un polițist care el este angajat, uitați-vă câte cheltuieli el aduce statului. Uitați-vă câte, câte daune el produce în stat. Da, asta Astăzi... să fac procesul celălalt verbal, o cheltuită o grămadă timp, plătit din bani publici, după aceea instanțele de judecată, câte la rând, ca după aceea să constate că toată lumea asta a muncit degeaba și dreptate nu s-a făcut, că asta e scopul. Pentru asta trebuie să funcționeze și polițiștii și magistrații, nu? Ca să facă dreptate. Și uite, ta agresată de atâtea ori și statul nu te poate apăra. Nici contra secretarii, nici contra agenții cadastrale, nici contra primarului care în mod repetat o încitat la ură și a aplicat el violența, verbală și fizică. Deci nu ești protejată. Legile degeaba sunt scrise dacă ele nu funcționează. Dacă statul nu are grijă ca polițistul primul să fie absolvent de drept să înțeleagă spiritul buchii a legii și să înțeleagă drepturile omului. Uite, veriga cea slabă din tot sistemul ăsta. Că poate magistratul e bine intenționat, dar pe bună dreptate avocatul a invocat încălcări de procedură și nu putea să nu le ia în seamă, să le ia în considerație. Dar da, da, ce are, ce, are procedura? Păi cei care îl angajează, ei cred că îl școlesc, că îl învață, mai băieți, uite, ai un proces verbal. Eu când lucram la primărie, eu aveam obligația să îndeplinesc adverința din naștere, corect, gata, punct. Tu poți să iei să scrii, uite, ai scris articolul 69. Poți să copii și e scris în lege, să o scrie ei și ea sau nu. Cerințele. Păi, ană, asta tu... e problema, că el o copia ce o scris în lege, dar nu individualizat fapta. Aveți nume de străzi în burlacul? Dar primărie e una. N-avem una scris, pe burlacul. El nu burlacu. a scris că la primărie. El a scris că faptul a avut loc la burlacul Cahul. Nu a spus că la primărie, în spatele primăriei, la cazagerii sau pe strada cu tare. Trebuia individualizată faptul, așa lătat, rocul concret, ora concretă când a avut loc. El a scris la burlacul Cahul. De mântuială. Ori intenționat. o făcut ca să fie anulat procesul verbal. Ori pentru că e bătut în cap. Nu, e intenționat, eu știu, poate și, dar, poate și una și alta, dar intenționat, pentru că ei sunt aici ea, la Cătăramă, toți druși, cu Dimin Tatiana, e secretară, cu ceilalți, și păi ies bărbat, dar eu babă și încă bătrână și încă băstoare când i-a mai pus și doi, și am luat și telefonul și el acum să... Dar nu, nu de atât, dacă el a pus doiul pe, pe după meritele care le a le, -o, le -o da, avut el. trebuia să-l recuzezi dacă ai aflat că el examinează cauza. E clar conflict de interese, nu sunteți în relații normale, neutrale. El nu a fost neutru, fost a fost părtunitor, s-a răzbunat. Trebuia să-l recuzezi de la bun început. Trebuia să te aștepți că el o să... Mai ales că știi că e și incompetent. Păi nu știu, incompetent Aveai motiv era... motiv de recuzare, conflictul de interese. Acum e târziu. Eu știu și gafii făcea el la școală, eu știu și purici și acolo la școală. Eu nu i-am știut că e poate sau nu poate să îndeplinească aceasta. Că Acum pentru aflat engajat, pe viitor să nu-l mai accepti ca agent constatator. Despre asta eu voi vorbi la cei care vin de la NSP. Iată m-au sunat și spun că sunt deja ieșiți din Chișinău. Și ori să vin undeva în două, jumătate, două ori ajung. Și mi-au spus că se duc la direcția, la, la, I, la Păi de acum asta, adică ori, făptuitori, Dacă sistemul, agresor... statul vrea să aibă încrederea cetățenilor, trebuie să facă curățenie în organele de drept, începând de la polițic. Polițistul e primul care interacționează cu cetățenii, cu justițiabilii. Și dacă polițistul e incompetent sau rău intenționat sau corupt, creează imagine pentru întreg statul. Statul poate fi cea minunat acolo la vârf, dacă jos polițistul e incompetent, corupt, Agramat, imaginea statului vine de la polițiști. Asta e interfața statului. De asta e exact. atât de rău pornit împotriva polițiștilor, pentru că polițiștii trebuie să fie cei mai buni. Și legea îi obligă să fie buni, să fie absolvenți de drept. Iată, din neată zici că au făcut niște cursuri, nu știu. Ei făcut care? Așa, îi spune că au fost vreo trei luni, au fost la niște stagieri. Dar eu asta am zis, face impresia că sistemul de, de poliție, așa, toți. De, de ce măsură, de ce nu sunt toți la fel, sunt o grămadă de polițiști și polițiști Dar competenți, câteva mii de polițiști angazați. nu putem să generalizăm, spunem că toți sunt răi sau incompetenți e. sau corupți. Dar uitați-vă la Cahul, eu rar am văzut, eu și la Cahul poți să care au întocmit cu rest. Putem și niște teste și în urma grilei celia să zicem, iată atâta procent de polițiști să agramați. Dar vedem că se întâmplă examene, teste, re calificări și o grămadă de apolițiști pică examenele, testele celea. Asta putem să spunem, dar spunem că toți sunt la fel, e greșit. Niciodată generalizarea nu e bună. I-am zis face impresia, pentru că eu vă rog, dacă, dacă, o să fii, dacă o să fiți cumva de acord, dacă o să fiți liberi, poate să luăm de la CAFOL să facem niște interviuri. Dacă o să fiu eu acolo. Cu oamenii ăștia? Nu cred că o să vrea. Ei nu cu ei, dar discret, eu... E controlul intern sau cine e NSP? Ce e asta? Inspectoratul Național de Securitate Publică. Cei care anume dirijează cu polițiștii, cu modul lor de activi cu activitatea lor. Ăștia fac de muncă la latentă, ascunsă. Nu cred că vor mediatizare. Și oricum eu nu cred că o să fiu disponibil, că am și eu treabă. Dar o să ne povestiți noastră că avem încredere că ne spuneți drept.